Printr-o finanțare nerambursabilă de 1,9 milioane de lei, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități din Giroc este tot mai aproape de construire. Astăzi a însemnat contractul de finanțare pentru noul centru de zi destinat copiilor cu dizabilități. Prin acest centru, 68 de copii vor beneficia de servicii de recuperare și asistență socială, sprijinindu-le dezvoltarea și integritatea socială. Cu o investiție totală de peste 2,3 milioane de lei, dintre care 1,9 milioane lei sunt fonduri nerambursabile, suntem pregătiți să trecem la următoarele etape și să pregătim documentația necesară pentru licitația de lucrări. Acest centru nu reprezintă doar o necesitate urgentă, ci și o promisiune pe care o onorăm pentru toți membrii comunității noastre. Este esențial să oferim suport și oportunități egale tuturor copiilor și familiilor din Giroc. Mulțumim tuturor celor implicați, transmit reprezentanții primăriei Comunei Giroc.